Dacă așteptam mai mult, da, așteptam mai mult. Acum, de ce nu s-a întâmplat mai mult, nu pot să vă spun. Nu mă dezic de faptul că l-am susținut pe Marian Dragomir, a fost și public, am mers împreună în foarte multe locuri din acest oraș, în campania electorală. Secvențele urgente pe care ar trebui să le rezolve sunt cele legate de salubrizare, sunt cele legate de infrastructură și am văzut că lucrurile oarecum au început să se miște, dar vine iarna și sunt zone în oraș în care s-a răzuit de vreo 3 luni și au rămas gropile aferente, adică măcar acolo unde s-a răzuit putem să acoperim. Iar ce se putea face mai mult? Cred că orice se putea face mai mult din ce am promis. Acum depinde și de contextul în care dumnealui se află la nivel administrativ, context detaliat pe care nu-l cunosc, pentru că sunt foarte mulți oameni de care depinzi în decizii. În acest sistem contează subordonații? Că foarte în primărie nu s-au mai schimbat garniturile de ani de zile și a mers? Nimeni nu poate conduce singur fără o echipă. Are această pentru echipă Marian Dragomir? E posibil să o aibă, e posibil să mai aibă nevoie de oameni, după cum se vede. Dacă sunt aceiași să se priceapă, de pe vremea lui, care să se și priceapă la ce nevoie are orașul. Vreau să mai departe chestiunea asta. Deci l-ați susținut pe Dragomir și apar întreb pe cetățeanul Emilia Meiroșu, nu pe parlamentarul Emilia Meiroșu, acum, la jumătate mandatului, cred că v-ați făcut o idee. Acum, dacă ar veni cineva și v-ar întreba, un alegător care v-a auzit spunând votați-l pe Marian Dragomir și v-ar spune, Doamne, eu peste 2 ani nu mai votez pe Marian Dragomir, ce i-ați spune? Că n-aș putea să-i dau un răspuns clar. Să mai treacă pe la dumneavoastră, adică peste nu, ceva nu, timp. Nu e vorba să treacă pe la mine, ci să vedem într-adevăr până la finalul mandatului ce reușește să facă din ceea ce am promis. Da, dumneavoastră mai mult decât oricine puteți fi lămurit, adică nu vă dați seama la jumătate. De asta spune, astea știți mai păi eu cred că are și o mulțime de alte proceduri pe care nu le-a finalizat și am speranța că totuși vom intra într-un făgaș normal. Dar de ce toți edilii fac în a doua parte a mandatului sau făcut de treabă înainte de alegeri? De ce? Motivația lor atunci când, nu știu dacă e modă sau nu, motivația atunci când sunt întrebați este că la început demarează procedurile, iar ele mănâncă o groază de timp.